ca pâinea caldă, îmbietor ca turta dulce, piperat ca gulașul. Vă lasă gura apă de luni până vineri. Cabral! Bună ziua și bine v-am găsit la Ce spun românii! Acum era momentul să zic ceva, dar am uitat complet ce aveam de zis. Am aici familia Rizea, familia Velijenco. Nu, sunt ultimul fraier, zic. Zic, ultimul fraier, am ajuns, nu... Na. Apropo de fraier, știți de unde vine? No. Am studiat puțin etimologia acestui cuvânt și se pare că vine din germanul fraier, care se scrie, stați un pic, Freiherr. Cum ar fi, eu vă zic așa mai de la țară. Da? Freiherr, care înseamnă în germană cum ar fi bărbați neînsurați, liberi, ținte pentru doamne. Eu stau să mă gândesc că am fost fraier atâta timp și n-am știut. Serios? Și când n-am mai fost fraier, m-am bucurat, domne. Când aș fi putut să rămân fraier, reiterez, bărbat singur, neînsurat, liber, auzi-o pe asta, ținte pentru doamne. Mamă. Dan Alexandrescu, te rog frumos, stai jos. De tine e vorba, da? Așa e. Da. Da. Mă uit acum și văd atâția fraieri pe aici. Mă râcâie invidia așa, mamă. Mă ia pisma aia rea. Da, mi-aduc aminte când eram fraier. Știi cum e, fraier, dar fericit. În sfârșit, să nu mai insist acum cu această... Da. Cu cine jucăm? Rizea! În aplauzele voastre, familia Rizea! Familia Rizea din Pantelimon, Ilfov, conduși în luptă de Corina. Bună, Corina! Bună! Corina, capitanul, are 37 de anișori și lucrează într-o clinică stomatologică. Este obișnuită cu oameni care plâng. A fost desemnată capitan prin vot pentru că vorbește mai mult. Nu se vede. Da, și cu decibeli, se spune. De aolo. Spune că e amuzantă, dar nu mai amuzantă decât soțul ei care spune cele mai tari bancuri. Au. Are două fete de 5, respectiv de 10 ani, să vă trăiască, să vă fie sănătoase. Îi place să facă dulciuri, patiserii cu foietaj. Câte etaje are foietajul? 10, 12, câte 12, astăzi e ziua mea. Te rog frumos să ne prezici nouă restul familiei, că nu... Okay. A venit cu mâna goală, bă băiat. Am venit împreună cu scumpul și iubitul meu soț, Marius. Marius, după reacția lui Marius, aude asta pentru prima oară viețișoara lui. A făcut... Eu, mai venim! Salut, Marius! Salut, salut! Împreună cu draga mea cumnată, Dana. Bună, Dana! Bună! Cu buna mea cumătră, Mirela. Bună, Mirela! Și cu bunul meu cumătru, Dan. Salutare, Dan! Marius are 39 de ani și o firmă de transporturi. Prietenii spun despre el că este mereu sufletul petrecerii. Joacă fotbal cel puțin o dată pe săptămână și îi place să facă, desigur, ca orice tată, pe clovnul pentru fetițe. Așa faci, te arunci în cap, scoți dinții din gură, te arunci sub autobuz. Ia uite la tine! Ta-da! Ca așa e când ai fete. Dana, sora lui Marius are 45 de ani și este casnică, este obsedată de curățenie. Hei, s-a strigat bingo! Iubește copii care nu fac mizerie și petrece mult timp cu nepoatele. Iubește filmele documentare, mai ales cele despre război. Mirela are 38 de ani și este infirmieră, are 2 copii de 11, respectiv 15 ani. Să vă trăiască! Mulțumim, la fel! Fericiți, sănătoși, toate ale bune să fie acolo! Mulțumim. Nu prea are timp liber, dar cât are, îl petrece cu copiii. Are un pisoi uriaș numit Tommy. Așa, uriaș? Da. E și al meu. Ce înseamnă uriaș? Arată cap.
Și cam eu mă așteptam să zică, arată ochiul. Și cam așa de mare. Dan, soțul Mirelei, l-ați cunoscut? Cu capota de pisică. Are 41 de ani și este șofer la o fabrică de pâine. Se uită mult la TV, dar preferă emisiunile despre animale și istorie. Foarte bine. Gătește și împarte în mod egal atribuțiile din bucătărie cu soția. Face o ciorbă de burtă demențială. Așa-i. Nu, stați un pic. E ușor să vii la televizor să spui că faci patiserii cu foietaj, ciorbă de burtă și alte chestii, știi? Ciorbă de burtă demențială. Mă rog, eu n-am văzut nimic. Bine ați venit la noi. Bine. Sper să vă distrați. Mulțumim. De cealaltă parte, familia Belijenco. Ei sunt din București și l-au pe Bujorel drept capitan. Bună seara. Te rog frumos să ne prezinti nouă restul familiei. Seara asta am venit din nou cu scumpa mea soție Elena. Bună, Elena. Fica mea Iasmina. Bună, Iasmina. Nepoata Mimi. Bună, și Mimi. Soțul ei Viorel. Salutare, Viorel. Salut. Îmi place mișcarea. Ați văzut ce mișcare are Bujorel? Da. Frumos. Bine ați revenit. Bine. Mai puține emoții, da? Să vedem. Deloc. Baftă. Mulțumim. Baftă. Să jucăm, dacă sunteți de acord. Runda întâi, capitan în față. Să vedem câte variante avem. Am întrebat 100 de români. Ce legumă ar trebui să primească titlul de regina conservelor? Vânăta. Ok. Avem vânătă. Roșia. Bun. Avem și roșie. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, Bujorel. Marius, ce legumă ar trebui să primească titlul de regina conservelor? Castravetele. Avem. S-a mirat. Avem. Dana, ce legumă ar trebui să primească titlul de regina conservelor? Ardei. Mirela, ce legumă ar trebui să primească titlul de regina conservelor? Ceapă. Nu-i bai. Dan, ce legumă ar trebui să primească titlul de regina conservelor? Morcov. Avem morcov. Foarte bine, domnule. Corina, ce legumă ar trebui să primească titlul de regina conservelor? Ciupercile. Foarte bine. Nu e acolo. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Nu mă așteptam să nu fie acolo. Marius, ce legumă ar trebui să primească titlul de regina conservelor? Varza. Da, nu putea fi. E? Da. Trebuie. Foarte bine, domnule. Dana, ce legumă ar trebui să primească titlul de regina conservelor? Conopida. Da. N-avem conopidă. Vă ascult. Mazăre. Fasole galbenă. Mazăre. Fasole galbenă sau verde. Ce nuanță. Două variante. 4 și 5. Ce legumă ar trebui să primească titlul de regina conservelor? Gogoșar. Nous avons du gogoșar? Câștigă această rundă familia Rizea! Nu mai certa. De ce îl certi? Ați văzut-o? S-a băgat așa în ierzi. Da, Bujorel, ați văzut cum.
Aie. De cât timp sunteți împreună? 23 de ani. Mulți înainte. Mulțumesc. Țara cu om e, nu mai e. Da, la zi e acolo, zi, da. Dacă nu trebuie, nu zic cu cocear, cum zic cu cocear, mazăre, trebuie să fie mazăre. Păi cine a făcut conserve de mazăre? Noi ce facem acasă? Ce asta e, asta zic. Deci ce avem acolo? Dovlecel. Cine? Dovlecel. Sfeclă. Hrean. Mazăre. Eu am fost plecat la un moment dat, m-am angajat anul trecut, skipper pe un mic vas de croazieră, l-am adus din Croația în România și pe, nu era buget să stăm să ne plimbăm în port în port, că nu era vacanță. Ne-am suit pe coaja aia și am dat viteză 11 zile non-stop. Ideea este că în astea 11 zile am mâncat, cred că vreo 6 baxuri de fasole, de conserve de fasole cu ciolan. Da. În teorie, conservele nu sunt ce-ți dorești la masă. Ne-am întors acasă și după vreo 4-5 zile, noi în continuare eram acasă pe uscat, mâncam conserve, domnule. Da, la de fasole cu ciolan. Acum că am zis, iar mi-am pierdut concentrarea. Ia să vedem. Fasole! Salut, Bojarel! Tate bune? Da. Dacă e ceva, clipește de 3 ori, chemăm paza. A clipit odată, repede odată paza, jumătate. Că nu mai scapă. Runda a... Doua! Punctele sunt... Bune! Asta e, mai ales cu puțin ciolan deasupra așa. Și jucăm cu? Elena și Marius! Hai! Să vedem număr de variante. Sunt 8. Am întrebat 100 de români cu ochii cărei vietăți seamănă ochii unui bărbat îndrăgostit. Unei pisici. Pisici? Da. Albaștri așa. E, na. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, Elena. Cu ochii cărei vietăți seamănă ochii unui bărbat îndrăgostit? Lup. Lup. N-avem. Au. Mirela, cu ochii cărei vietăți seamănă ochii unui bărbat îndrăgostit? Vulpe. Vulpe? Nu. Avem vulpe. Cu ochii cărei vietăți seamănă ochii unui bărbat îndrăgostit? Cu unui cățeluș? Da. Asta e. Bun. Cu ochii cărei vietăți seamănă ochii unui bărbat îndrăgostit? A unei căprioare. Mamă, exact. Asta e, ce vorbești, e... Mai ales în farurile mașinii, știi? Cerv, mamă, cum a fost asta! Marius, cu ochii cărei vietăți seamănă ochii unui bărbat îndrăgostit? De buvniță. Când a văzut-o așa... Dragoste mare. Fort. Hai, că mă gândesc cum povestește ea. Măi, cum se uită la mine cu ochii de bufniță. Ți-ar nebunul de râs. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Dana, cu ochii cărei vietă seamănă ochii unui bărbat îndrăgostit? Ursuleț. Ursuleț. Da. Vezi? Da. Ai văzut? Ce bufniță! N-avem nici ursuleț, dar era bună. Varianta era bună. Vă ascult. Unui leu. Leu? Leu. Șarpe. Șarpe. Leu. Leu. Râs. Râs. 4 variante. Bujorela cu ea cu...
cu ochii cărei vietăți seamănă ochii unui bărbat îndrăgostit. Iepuraș. Iepuraș. A zis bine? Da. Așa, așa, no. A, domne, că e bine iepuraș. Nu suntem noi cu... Ce faci? Bine. Și câștigă această rundă, familia Belijenco. Asta, acum are și, are și Bujorel puls din nou, că era... O să-i zic dacă încolo e prea. Ce mai avem acolo? Văcuță. Ce? Văcuță. Văcuță. Bărbatul. Băuleț. Taur. Iese! Să uită până în suflet. Până în suflet să uită, că da, e că viezurel are privirea aia sfredelitoare. Ce mai avem acolo? Cal. Cal. Panda. Cal. Da. Vitei! Da. Poarta să nu fie nouă. Altceva? Broscoi. Broscoi, domne, da. Mielușel. Veveriță. Și bărbatul veveriței cum e? Veveriță? Cum te... Veverița se uită cu frică. A, da, așa e. Nu, are dreptate, săracu. Cu frică trebuie să te uiți. Ce mai facem acum? Pauză luăm deja? Avem 83 de puncte pentru familia Riza și 65 de puncte pentru familia Velijenco. Pauză scurtă. Revenim cu runda a treia, Dana și Iasmina. Și am revenit, doamnelor și domnilor, cu runda A. Treia. Cu puncte care sunt... bune. Și jucăm cu... Iasmina și Dana. Să vedem câte variante avem. Sunt 8. Am rugat 100 de români să completeze fraza. O să ies la o plimbare, dar pentru că busul a zis că o să fie răcoare, o să-mi iau la mine... umbrela. Umbrela. Avem umbrela. Geaca. Geaca. Favorit. Jucăm, pasăm? Jucăm. Asta jucăm. Mulțumesc, Dana. O să ies la o plimbare, dar pentru că busul a zis că o să fie răcoare, o să-mi iau la mine... căciula. Căciula. Da. Avem căciulă. Viorel. O să ies la o plimbare, dar pentru că busul a zis că o să fie răcoare, o să-mi iau la mine... plăvăr. Da. O să ies la o plimbare, dar pentru că busul a zis că o să fie răcoare, o să-mi iau la mine... fular. Poftim. Na. Bravo, Buzăru. Elena. Mamă, dacă nu nimerești. Hai să vezi. O să ies la o plimbare, dar pentru că busul a zis că o să fie răcoare, o să-mi iau la mine... mănuș. Mănuș. Da. A, cu Elena țineți. Na. Iasmina. O să ies la o plimbare, dar pentru că busul a zis că o să fie răcoare, o să-mi iau la mine... cizmele. Nu-i bai, primul X. Mimi. O să ies la o plimbare, dar pentru că busul a zis că o să fie răcoare, o să-mi iau la mine... o pălărie. O pălărie. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Viore. O să ies la o plimbare, dar pentru că busul a zis că o să fie răcoare, o să-mi iau la mine... pantaloni lungi. Nu e acolo. Ai încercat, Viorel? Normal. S-a încercat. Vă ascult. Hanorac. Ok. Palton. Am înțeles. Hanorac. Bine. Hanorac. Am înțeles. Două variante. 83 de puncte în joc. O să ies la o plimbare, dar pentru că busul a zis că o să fie răcoare, o să-mi iau la mine... un hanorac. Da. 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 Câștigă această rundă familia Belijenco.
Răspunsul bun, de altfel. Răspunsul bun. Eu sunt ușor șocat de faptul că avem acolo umbrelă. Niciodată nu m-am înfășurat în umbrelă prost care sunt eu până la vârsta asta. Nu m-am gândit că ține de cald. Eu luam ca tâmpitul geacă. Îmi luam hanorac. Când puteam să iau, domne, umbrela aia, să-mi o fac guler așa. Și când dacă e acolo, sigur, transpir în umbrela aia, nu zic nu. Altceva. Vestă. 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 Cinciu. Colanții, domne. Îi iau la mine. Nu, serios acum, nu e că de multe ori mi s-a întâmplat și mie. Să iei acolo, să iei la tine. Când ți s-a făcut răcorică în parc, îi tragi frumos peste blugi. După aia cel meu, o, uite supereroul. Paltonul. Asta a fost a patra? A treia. A treia. Trecem una a patra. Intrăm în puncte duble. Bababibam. Stres major. Mirela și Mimi. Hai. Să vedem câte variante. Ok. Am întrebat 100 de români. În afară de zahăr, ce mai cumperi la pliculeț? Sare. Nu vine să cred. Piper. Piper. Avem piper. Jucăm, hai să jucăm. Mersi, Mimi. Nu vine să cred că n-avem sare. Sărat. Ce? Mâncăm nesărat. Mâncăm, da, mă rog. În afară de zahăr, ce mai cumperi la pliculeț? Boia. Bun. Corina, în afară de zahăr, ce mai cumperi la pliculeț? Praf de copt. Da. Că tot zicea de foietaj, de nenorocire. Marius, în afară de zahăr, ce mai cumperi la pliculeț? Zahăr vanilat. Nu e acolo. Dana, în afară de zahăr, ce mai cumperi la pliculeț? De ok. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Mirela, în afară de zahăr, ce mai cumperi la pliculeț? Pătrunjel. Nu e acolo. Vă ascult. Sare de lămâie. Ok. Cafea. Bine. Scorțișoară. Am înțeles. Miere. Totul ce-i supărător. Cinci variante. În afară de zahăr, ce mai cumperi la pliculeț? Cafea solubilă. Da. 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 Da sau ba? Da. Avem acolo. Da. Da. Câștigă această rundă familia Veligenco. Ceai. Ceam? Da. Ah, ceai. Picat română. Da. Vopsea de ouă. Drojdie uscată. Esență. Drojdie. 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 Bun. Uscată. Șampon. Păi uscată. Da. Că proaspătă la pliculeț n-ai să găsești. Și miară. Sare de lămâie. Dos. Ceai. Ce poate fi? Ceai. Ceai. Ceai a rămas. Ceai. Ceai, domne, ceai, aveți dreptate. Da, da. Și uite că beau ceai atât și am uitat. Ce, Elena? Beau la ceai și am uitat de ceai. Nu ți-a venit la asta cu ceai. Nu. Dar probabil că bei altfel de ceai, nu de ăsta la pliculeț. Nu? Ba, de toate felurile. Da, da, da. Runda A? Cinci. De ce vă certați? Nu. No. Ți-a uitat ca bufnița la tine, este? Asta zic. A cincea puncte duble, jucăm cu Viorel și cu Dan. Să vedem variante. Câte?
domnilor. Am rugat 100 de români să completeze fraza. Am vorbit până la 1 noaptea cu fata cu care m-am întâlnit aseară. Nu mă așteptam să fie atât de pasionată și să știe atât de multe despre... Despre noi. Despre filme. Ok. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, Dan. Am vorbit până la 1 noaptea cu fata cu care m-am întâlnit aseară. Nu mă așteptam să fie atât de pasionată și să știe atât de multe despre... Fotbal. Fotbal. Da. Foarte bine. Am vorbit până la 1 noaptea cu fata cu care m-am întâlnit aseară. Nu mă așteptam să fie atât de pasionată și să știe atât de multe despre... Înot. Iasmina. Am vorbit până la 1 noaptea cu fata cu care m-am întâlnit aseară. Nu mă așteptam să fie atât de pasionată și să știe atât de multe despre... Mașini. Am vorbit până la 1 noaptea cu fata cu care m-am întâlnit aseară. Nu mă așteptam să fie atât de pasionată și să știe atât de multe despre... Gastronomie. Gastronomie. Da. 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 Zic... Mi-a vorbit de foietaje de mane norocit. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Am vorbit aseară până la 1 noapte cu fata cu care m-am întâlnit aseară. Nu mă așteptam să fie atât de pasionată și să știe atât, dar atât, dar atât de multe despre... Istorie. Istorie. Frumos. Iată. Bujorel. Am vorbit până la 1 noaptea cu fata cu care m-am întâlnit aseară. Nu mă așteptam să fie atât de pasionată și să știe atât de multe despre... Pescuit. Da. Bun răspuns. Bun răspuns. Bun. Și nu e acolo. Nu e acolo. Vă ascult. Despre vacanțe. Ok. Călătorii. Bine. Motociclete. Am înțeles? Geografie. Ok. 4 variante. Am vorbit până la 1 noaptea cu fata cu care m-am întâlnit aseară. Nu mă așteptam să fie atât de pasionată și să știe atât de multe despre... Motociclete? Motociclete. Nu. Ar putea fi. Ar putea fi. Câștigă această rundă familia Belijenco. Ce mai avem? Geografie. Jocuri video. Politică. Geografie. Calculatoare. Calculatoare, jocuri video. Muzică. Literatură. Literatură. Altceva. Modă. Muzică. Teatru. Modă. Modă. Uită-mă și mă. Jocuri. Viață. Deci mai mult generalități așa. Da. Nimic concret. Pescuit ăsta. Deci? Politică. Politică? N-a zis nimeni politică. Bravo. Mine. A șasea, triple. Capitanii. Capitanii. Da. Na, hai. Să vedem câte variante. Am întrebat 100 de români. Ce observi imediat cum intri în casa unui om? Culoarea draperilor. Mi s-a pus roșu. Eu știu pe cum e de casă, bună ziua, bună ziua. Ce draperii sunt alea? Zi-mi, Corina. Cuierul. Cuierul.
Bun. Jucăm, pasăm? Cum vrei. Pasăm. Pasați, hai să jucăm o joară. Bujurel. Salut, vecine! Salut, vecine! Hai că... Vecine, ce draperie ai! N-ai, mă, cum așa ceva. Foarte bun. Elena, ce observi imediat cum intri în casa unui om? Parchetul. Parchetul! Eram sigur că e acolo. Iasmina, ce observi imediat cum intri în casa unui om? Frigiderul. Frigiderul. Aici sunt de acord cu ea. Aici sunt de acord. Nu, mă, zic sincer, intri în casă, omul, dacă avea, are o sărăcie de aia, pitic, așa. Nu, mai las, stai niște că mă duc la mine. Mă descurc, tăiate. Iau niște foietaje, iau niște... Aveți dreptul să vă sfătuiți. Câte am, până acum avem o singură... Nu prea sunteți invitați la mostru, nu s-o ține. Mimi, ce observi imediat cum intri în casa unui om? Cât de spațioasă este încăperea. Asta zic. Uite. Da. 90 de puncte în joc. Oamenii au încercat. Televizorul? Covorul. Că este curat. Încălțămite. Ce observi imediat cum intri în casa unui om? Pușile. Mi-era frică să nu zică Marius Bufniță. Mi-era când, cum intri, vezi Bufnița, gata. Ce mi-ai zis tu, ușile? Ușile. Ar putea fi. No. Păi o vezi pe afară, intri, o holo, ai altă ușă în față. Ce rost mai are să intri în casă? Ai văzut și le-ai plecat. Câștigă această rundă și câștigă jocul familia Veligenco. Ce avem, domnule, acolo? Încălțămintea. Încălțămintea, a zis Marius. Curățenie. Curățenia. Tablou! Băieșenii din colțurile camerei. Exact, ești exact acritura aia de la 3. Aia ești. Aia, lasă-mă, dragă, că am intrat la ei, că m-au rugat ca să... Și am intrat, măi, deci zic să mă ia paiangănul de aici de gât. Am intrat pe hol, uite acolo, era în colț. De după aia te gândești, mă, dar cine intră în casa omului? Și o uite direct în colțul holului. Nu știu cum, dar chiar mi se duce privirea acolo. Flori! Are pe hol flori și tu le vezi. Da. Ia să vedem. Uite, vezi? Covor. Când te uiți tu pe păianjen, vezi și lustra. Canapea. Covorul. Covorul. Da. Televizor. Altceva. Cățelul. Cățelul. Covorul. Altceva. Canapele. Pianul. Pianul, da, desigur. Este exact lângă bonă. Teancul de pliante promoționale, așa. Teancul de pliante promoționale. Orine. La doi avem pisica. Curățenie. Ah, eu curățenie. Asta e. Mergem mai departe în runda Fulger cu familia Veligenco. Pregătiți-vă. Și ne luăm la revedere de la o familie foarte simpatică. Sunteți foarte mișto. Și mă bucur că ați venit. O să-mi rămână Bufnița ta în cap. Îți promit, îți zic ce te uiți la mine ca o bufniță îndrăgostită. Probabil o să rămână vorba. Probabil este că a primit complimentul de la Corina. Așa da, a cunoscut-o, da, cred. Da, cred că s-a uitat acolo. Am făcut ochii. Băi, zic, se uită la mine ca o bufniță. Deci îmi vine să nu-l mai las. Când l-ai văzut prima oară, bufniță? Acum 14 ani. Acum 14 ani. Da, ce bufniță frumoasă. Sper că vă simți bine la noi. Da, nu mai așteptăm. Sigur. Cu mare drag. Mulțumim. Să rămân. Toată bună, domnule. Să rămână. Să rămână. Toată bună, da. Pauză scurtă și revenim. Și am revenit cu runda Fulger, împreună cu familia Veligenco, jocul... Haideți! Sunt două manșe,
Una are 20, una are 25 de secunde. Încep cu? Mine. Hai mai îndată un pic. Așa, perfect. 20 de secunde pentru a răspunde la 5 întrebări. Dacă nu știu un răspuns, pas, trecem mai departe. Și la final întoarcem dacă mai avem timp. Jucăm? Da. Pasta. Mersi. Am întrebat 100 de români. În afară de diamant, ce altă piatră prețioasă ar putea fi pe un inel de logodnă? Rubin. Completați o pătură de... Pas. Cum se pregătesc viitorii părinți pentru primul copil? Financiar. Ce poate fi fără zahăr? Pas. Ce verifici să ai la tine când pleci de acasă? Telefonul. Completați o pătură de... Pene. Ce poate fi fără zahăr? Prăjitura. Bun! Reușim 100? Da. 110? Da. 120? Da. Parcă ați dat de la voi, bă, oameni haini. Hai să vedem. În afară de diamant, ce altă piatră prețioasă ar putea fi pe un inel de logodnă? Și tu mi-ai spus? Rubin. Bun. E mai pe sarachia, Rubin, nu? Nu știu, nu mă pricep. Eu nu fac cadouri de-astea, Doamne ferește. 38 de puncte. Bravo. Completați o pătură de... Pene. Pene. Cum se pregătesc viitorii părinți pentru primul copil? Financiar. Financiar se pregătesc. Strâng bani. Da. Ok. Să vedem în câte săptămâni. Da, vine. Ce poate fi fără zahăr? Și tu mi-ai spus? Prăjitura. Prăjitura. Dar există, să știi, prăjitura fără zahăr. Mă rog. Nu pe panou. Da. Ce verifici să ai la tine când pleci de acasă? Telefonul. Cum? Telefonul. Telefonul. Te duci în aproape de 100, pun pariu cu telefonul ăsta. 72 de puncte, e bine. Bravo. Și vine acum Mimi. Bine, ai revenit. Bine, m-am regăsit. 25 de secunde pentru a răspunde la 5 întrebări. Nu știu un răspuns, pas, trece mai departe, ne întoarcem la final. Dacă n-ai un răspuns, aude sunetul acesta. Înseamnă că am primit deja acel răspuns și ar fi bine să-mi dai repede un altul. Ok. Jucăm? Da. Baftă. Mulțumesc. Am întrebat 100 de români. În afară de diamant, ce altă piatră prețioasă ar putea fi pe un inel de logodnă? Rubin. Altceva. Pas. Completați o pătură de... Catifea. Cum se pregătesc viitorii părinți pentru primul copil? Pas. Ce poate fi fără zahăr? Cafeaua. Ce verifici să ai la tine când pleci de acasă? Cheile. În afară de diamant, ce altă piatră prețioasă ar putea fi pe un inel de logodnă? Diamant. Cum se pregătesc viitorii părinți pentru nou... Mama, merge. Mesajul a fost clar. În afară de diamant, nu acceptăm. Perfect. Sunteți gata? Da. Voi? Mimi? Hai să vedem. Avem 72 de puncte. 38, 0, 0, 0, 34. Bine. Hai să vedem. În afară de diamant, ce altă piatră prețioasă ar putea fi pe un inel de logodnă? Și tu mi-ai spus? Tot diamant. Diamant. Poate unul mai mare. Rubin, safir, smarald, ametist, agat, perlă, topaz, bolovan. Nu, asta e de la mine. Completați o pătură de... Nu mai știu. Catifea, cred că ai zis. Da. Dacă mi-a și patinat mie ambreiajul după aia. Am un prieten gulie.
îi zicem noi, care nu suportă să pună mâna pe să atingă catifeaua, face, dar face o reacție de doamne ferește, zice că da, nu e ceva foarte rău. Și mă gândesc să-i fac cadou de asta de catifea să... Da. Sau niște draperii. Vezi, după aia, sau niște draperii, bravo, de alea de castel, ca grele, teatru, verzi, așa. Ia să vedem. Asta e mișto, foarte mișto, pătura de catifea, că nu ține deloc cald. Și fuge. Dar e fină, e fină toată, dar n-ai văzut. Este un frig fin. Lână, zăpadă, pat, bumbac, oameni, frunze, nori. Pătură de oameni. Cum se pregătesc viitorii părinți pentru un copil? Și tu mi-ai spus... Că nu se pregătesc. Că nu, mai mă pregătesc. M-am pregătit. I-a lovit, gata, ce să mă... Favorit, cumpără pătuți, decorează camera, cumpără haine, cumpără cărucior, merg la cursuri, cumpără jucării, de pe cumpărături, ce să ne mai atât. Merg la medic, deci cumpără pătuți, cameră, haine, viață, suflet, tot ale. Ce poate fi fără zahăr? Cafeaua. Ok. Ce crezi? Favorit. Bun. Cafea, suc, ceai, ciocolată, compot, frișcă, limonadă. Doar 93 mai avem nevoie. Da. Ce verifici să ai la tine când pleci de acasă? Și mi-ai spus? Cheile. Chei. Ia să vedem. Favorit. Telefon, apoi bancard, apoi chei, buletin, portofel, abonament, bilet, ruj, ochelari. Nu-i bai, mergem mai departe. Nu vă place vouă runda Fulger, nu vă place deloc. Haideți cu toți încoace. Asta e, dar nu contează. Contează că mergeți mai departe. Felicitări. Haideți și voi cu încredere, oameni buni. Frână, time out. Ne vedem ediția următoare. Dacă aveți timp, dacă aveți chef și disponibilitate, să aflați cu noi lucruri noi despre noi. Să fiți bine. Sănătate.